spune-mi, ce vacanțe mai urmează? Eu ce bronzate? Urmează, plec la Milano, plec la Nisa și după aceea Cannes și după aceea Saint-Tropez de ziua mea și după aceea plec la Mykonos 10 zile. Stai puțin, mai așteaptă puțin, că facem lumea invidioasă. Să fie invidioasă, muncesc, pe banii mei muncesc și fac ce vreau, pe banii mei mă distrez doar eu. M-am hotărât, acum serios vorbind, de la începutul anului, să mă duc să vizitez cât mai multe țări, cât mai multe orașe, cât mai multe chestii care îmi plac, pentru că mă încarcă foarte mult și am două prietene pe care le-am găsit oarecum pe calapodul meu sau au rămas în timp, doar ele două. Și ne facem de cap și ne distrăm. Exact, asta voiam să te întreb, dacă compania este... Compania, în sfârșit, este foarte bună. Și asta era cu ce companie zbori? Cu compania prietenelor mele. Este foarte bună, în sfârșit, pentru că după vârstă și după anumite evenimente în viață, sita se cerne atât de mult încât rămâi doar cu ce e bun. Doar cu ce e bun, că așa, cum ai spus mai devreme, ai dat la o parte greșelile. Da, am scăpat, Doamne, ajută! cât de greu este să dai la o parte greșelile astea inocente care îți vine să le faci, dar uite că reușești să scade. Nu, păi nu, că trebuie să le faci pentru că altfel nu înveți nimic și mergi așa precum stai ca pielea pe genunchi, știi cum îmi place mie să zic, degeaba, ca săracul trai să te uiți și nu ajungi nicăieri și nu înveți nimic. Știi? Și atunci nu evoluezi, nu te maturizezi, nu știi, nu înțelegi despre ce e viața asta, nu înțelegi de ce ești pe pământ și ce ai de făcut ca să fii fericit. Căci până la urmă avem câteva zeci de ani de trăit aici și cred că ar trebui să le trăim la cel mai mare nivel sau la cel mai bun nivel. Cum stai cu viața sentimentală? Foarte bine, sunt singură. După atâtea speculații vine Ramona, foarte bine sunt singură. Speculații, în sfârșit, chiar trebuia să mă întâlnesc cu cineva la un moment dat dintre voi. Să vă spun, sunt singură. M-am mai întâlnit și probabil că o să mă mai întâlnesc. Și probabil că o să... Normal să te întâlnești, ce ești, bun. Izolat? Asta zic, cum ar trebui să cunosc pe viitorul meu soț dacă nu ies la întâlniri? Și am ieșit unul altul. Da, fii atentă, spune-ne așa, ce trebuie să aibă viitorul tău soț, pentru că tot ești la întâlniri. Ești... Am răspuns la întrebarea asta în seara asta de 16 ori. Da, hai, deci ce trebuie să aibă? Bun, hai să zicem ca să-l găsești și eu în sfârșit peste 34-35 de ani, măcar. Doamne ferește, mai devreme. Da, nu, atât să aibă el, peste 35 de ani, să fie, hai să luăm cu fizic, înalt, brunet șaten, adică mai închis la culoare, nu prea gras, nu prea slab, să fie atent, grijuliu, protector, să nu aibă în cap înșelatul mereu și atenția asupra altor femei, să fiu centrul universului lui, dar în același timp să știe să fie bărbat, să știu că mă pot baza oricând pe el, n-am nevoie de banii lui sau de lucrurile lui, pentru că mi fac singură și muncesc, dar să știu că la o adică mă pot baza pe el. Oferă stabilitate. Hai că îți dau prea multe detalii. Așa, și na, să fie protector, cum am zis mai devreme, pentru mine și fetița pe care eu mi-o doresc. Fetiță, de dacă este băiat, aia e. Aia este, Dumnezeu așa a vrut, eu accept orice de la viață și învăț.